Clubul sportiv școlar numărul 2 din Baia Mare a întâlnit în deplasare formația Arcada Galați într-o partidă restantă din etapa a 13 a diviziei A1 la volei masculin. Meciul dintre cele două echipe trebuia să se dispute la jumătatea lunii decembrie, însă a fost reprogramat deoarece echipa din Galați a jucat în cupele europene. Confruntarea dintre Arcada și CSS2 a avut loc sâmbătă și a reprezentat primul meci din 2018 pentru cele două echipe. Din cauza numeroaselor probleme cu care se confruntă, clubul băimărean s-a deplasat la Galați cu un lot format doar din 8 jucători. Astfel, CSS2 nu a avut nicio șansă în fața Arcadei Galați, care s-a impus în 3 seturi după mai puțin de o oră de joc. Gazdele au câștigat cu 25-13, 25-10 și 25-9, iar băimărenii suferă cea mai dureroasă înfrângere din acest sezon. CSS2 rămâne pe penultima poziție a clasamentului cu doar 7 puncte acumulate după 13 etape. Rămâne de văzut dacă echipa băimăreană va continua în acest sezon, deoarece din cauza numeroaselor probleme cu care se confruntă, mai ales cele de ordin financiar, ar putea să se retragă din campionat. Următoarea etapă din divizia A1 va avea loc sâmbătă 13 ianuarie, când CSS2 Baia Mare are programat un meci pe teren propriu contra celor de la CSM București.